Cum ne va fi ziua de astăzi, ne va spune domnul Emoționescu. Bună dimineața! Vă ascultăm! Bună dimineața! O zi interesantă, bineînțeles, evenimentul central al zilei reprezintă luna plină. Așa cum este ea luminată din plin, reprezintă un maxim al energiei, al dorințelor, ambițiilor noastre, dar poate și al roadelor pe care le așteptăm în urma eforturilor noastre recente. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec, inspirație pentru voi. Vă reordonați prioritățile și veți aborda o activitate sau un subiect care promite să vă aducă rapid un câștig important de imagine, de prestigiu sau chiar financiar. Ați putea primi răspunsul dorit de la ființa iubită legată de viitorul relației voastre. Taur, se poate să aflați întâmplător un secret, să aveți o explicație și să vă luați apoi o piatră de pe inimă. Simțiți poate că este momentul să luați o pauză, să vă mai ocupați și de voi, de sănătatea voastră, să vă țineți de un tratament, eventual, ca să vă fie bine pe termen mai lung. Gemeni, vă este sufletul plin de amintiri, dar și de vise și speranțe. Și este posibil să găsiți acum niște posibilități practice de realizare a uneia dintre ele măcar. Ar putea să reapară cineva din trecutul vostru și să fie pentru voi o surpriză de zile mari. Rac, o șansă neașteptată pentru voi, o întâlnire în care vă expuneți pe scurt niște propuneri sau un punct de vedere și ar putea fi un punct de plecare pentru viitor. O perioadă de trezire sau de decizii marcante, în care un rol important îl joacă un părinte, fie el și spiritual. Leu, vă vin idei valoroase, pe măsură ce înaintați într-o discuție și veți schimba poate niște planuri sau programul pentru zilele care urmează. Ar putea să vă ia mai puțin timp decât vă așteptați obținerea unor semnături, diverse acte. Fecioară, nestare, nerăbdare, vreți să forțați niște limite, să poate să ieșiți din niște tipare ale voastre și să vă răzgândiți în ultimul moment să faceți o alegere inspirată. Se recomandă însă prudență în ceea ce privește o achiziție mai majoră, ce necesită poate și un credit. Balanță. Ar putea fi un moment de cotitură într-o relație sentimentală sau într-una de afaceri, iar acum se pare că aveți voi cuvântul hotărător. Un prilej de bucurie pentru voi, de mândrie chiar. Se poate să vă recunoască cineva niște merite, să primiți felicitări. Scorpion, o zi mult mai agitată decât vă așteptați și veți face eforturi să vă împărțiți între urgențele care se anunță. În schimb, veți putea vedea acum cine răspunde imediat unei rugăminți ale voastre, cine este alături de voi când este mai mare nevoia. Săgetător, vă ambiționați voi, vă motivează colegii sau șeful, cert este că reușiți să depășiți o situație care vă pune la încercare, atenția și reflexele. Sunt zile bune pentru voi să vă faceți remarcați sau să vă întregați într-un colectiv în care ați ajuns recent. Capricorn, se va face simțită experiența voastră de viață sau cea profesională într-un moment mai delicat, hotărător poate pentru viitorul vostru. Ar putea apărea la orizont acea șansă pe care o așteptați de mult și nu o veți lăsa să vă scape, iar sprijinul familiei va fi salutar. Vărsător, veți ști să faceți lumină, să separați aspectele esențiale de informații fără valoare și veți face apoi o alegere înțeleaptă. Se poate să faceți niște calcule și să găsiți o variantă prin care să reduceți niște costuri sau să eliminați nevoia unui credit. Pești, veți fi poate mirați de schimbare de atitudine sau de planuri a cuiva cu care colaborați îndeaproape. Se pare că nu veți renunța la un drept al vostru sau că veți încerca să vedeți unde s-a strecurat o greșeală într-un calcul, într-un deviz, într-o factură. Să avem o zi bună! Așa să fie, să avem o zi bună, intrăm cam fiecare dimineață și pe spainews.ro, acolo unde domnul Remus Ionescu ne surprinde și astăzi cu horoscopul zilei de 5 octombrie. Iată foarte multe vești bune, scorpionii au zi mai agitată, dar dacă l-ați ratat acum, îl găsiți pe zeul astrelor, pe cel mai tare site mondial al momentului, spainews.ro.